Meciul 5 al finalei Ligii Naționale la hockey stă să înceapă la Miercurea Ciuc. Confruntarea dintre Sport Club și Corona ar putea fi ultima din acest sezon al Ligii Naționale la hockey. Însă, în același timp, brașovenii și-ar putea lua revanșa pentru ultimele două înfrângeri și-ar putea muta această serie chiar până și în meciul decisiv. Că arbitrul Alfred Hascher va da startul acestei confruntări de pe arena Vacar Lajos. Jan Fadrni a câștigat primul angajament. Fadrni este, fără îndoială, cel mai important jucător în acest play-off. El a fi 3 puncte, un gol și 2 pase de gol împotriva Ciucului în primele două meciuri ale confruntării. Ocazie mare acum și este gol. Gol marcat de Corona Brașov, care începe exploziv partida. Robert Peter, un hocheist format la Miercurea Ciuc, reușește să deschidă scorul în minutul 2 al confruntării. Foarte bună intercepția lui Cianat Virag. Sezonul trecut juca la Miercurea Ciuc, acum iată la Corona Brașov, alături de un fost echipier, de Tivadar Petrescu, care nu joacă în această finală, dar și de alți. Ce au jucat la Miercurea Ciuc. Este 2-0 pentru Corona. Imediat după expirarea inferiorității numerice, iată, brașovenii reușesc să dea lovitura și le mete joc. Nu uitați, în pauză, veți fi din nou în legătură directă cu sala Ion Constantinescu din București. Unde, iată acum ocazie de 3-0! Gol marcat de Kevin Wers. Trebuie să-și ia adio. Dar este gol pentru Sport Club. A marcat, cred, Sabol Cipap, deși s-ar putea să fi fost și o deviere. Și iată ce ocazie și gol marcat de Fadrni. Singur el între cele două cercuri, scăpat din vedere cehul Fadrni. Trage Novak. Ce gol marchează Václav Novak. Letal atunci când este lăsat singur Novak, iată, egalează la 3 cu 7 minute și jumătate înainte de finalul acestei reprize. Revenire spectaculoasă pentru Sport Club Miercurea Ciuc. Bonar. Șansă bună acum pentru brașoven. Joshua Bonar în fața porții. Gol! Gol marcat de Bonar, este 4-3 pentru brașoveni și cred că acesta poate fi golul victoriei brașovene în meciul 5. Am tot criticat pe Bonar pentru faptul că n-a părut deloc conectat la tensiunea acestei finale. Iată-l însă apărând la rampă exact când era nevoie de el aceste partide. Șandor Gal n-are de ce să-și învinovățească elevii, pentru că aceștia au putut reveni de la 0-3 la 3-3. Trage acum Goga! Gol! Gol marcat de Attila Goga! Cât de repede reușesc să replice harghitenii. A avut probleme cu crosa tot meciul, Ian Fadrni. A și rupt crosa. Încă un șut și este golul de 5-4! Marcat de Václav Novak. Oare cine se aștepta ca Novak să fie eroul Ciucului în acest meci 5, urmată de meciul Old Kim Gheor. Șansă bună acum pentru harghiteni cu Kmit, blocat de Pisarenko. Kmit își revine însă, nu este nimeni în poartă și este golul de 6-4, Sport Club Miercurea Ciuc este vechea și noua campioană a României la hockey pe gheață.
Ian Paderni pune cireașa pe tort pentru Sport Club. Al 15-lea trofeu de campioană națională pentru echipa harghiteană.